să începem cu niște exerciții care nu sunt nici grele, dar nici ușoare. Vreau să începem cu patru exerciții în care noi vrem ca să scăpăm de mat. Deci, atenție, suntem cu albul la mutare. Luca, stai să vadă și Andrei. Stai pe un scaun, nu mai sta pe masă, te rog eu frumos. Deci, încă o dată, lecția am pornit-o, am pornit înregistrarea. Și am să vă arăt, începem cu această primă poziție, în care suntem cu albul, suntem la mutare și, de exemplu, pionul nostru se duce încolo, spre linia 8, dar, de exemplu, dacă îi luăm dama aici, primim mat într-o mutare. Mate. Și o luăm așa. Începând cu Mihai. O luăm în ordinea inversă forței dumneavoastră de joc și dacă, de exemplu, Mihai vei da un răspuns greșit, nu te mai faci pe urmă, doar vei asista și vei vedea ce răspund colegii tăi. Vei fi ultim. Deci, nu, nu mai răspunde în cadrul acelui exercițiu. La următorul exercițiu va începe din nou la el. Mihai, albul este la mutare. Cum scap de matul negrului aici? Dacă nu știi, nu e nicio... Nu e nici, zic că tu ești... Turn a 8. Turn a 8, da? Da. Și după turn H1, ești 7 și mat. Bun, Luca, da. Ești la rând. Vă scap de 7 și mat? Da. Pentru că să știți că la un moment dat, așa cum v-am mai spus de multe ori, pe parcursul unei partide, când survin lovituri tactice și nu știți nici tu, nici adversarul din fața ta care-i lupul și care-i oaia, fiecare veți încerca a, să... Turn F2? Turn? Nu, damă? Pe zi. Nu știu. Zi. Și la rege pe 2? Cât e eu? Zi ales. Până se mai gândește lucrul. Bun. Zi, Robert. Și la rege pe 2? Și la rege ce 2? Zi, Andrei. Rege B2. Rege C2. Cum? Da, rege C2. Rege C3. Rege C2 am mutat, nu rege C3. Rege C2. Da. Foarte bine. Deci nu, nu o duseră să placă. Deci, într-adevăr, damă B2 șah. Regea pe B2 forțat. B6 ia pe A7 șah. Deci dacă te duci aici și mat, că scot damă, mat, mă duc la C2. Dar acum trebuie neapărat ca nu cumva să scoateți damă. Deci îi dați un șac, schimbați turnul și pe urmă, într-adevăr, vă scoateți damă și rămâneți cu damă contra mea. Bine ai venit, Mario. Negrul este la mutare. Deci negru fiind la mutare aici, trebuie să se apere de matul pe G7, pe care eu cu albul, chipurile am trei bătăi. Zi, Mihai. Acum Mario e ultimul. Că e în ordine descrescătarea forței. Mihai, zi. Negru la mutare. Bine ai revenit, Sofie. Da. Cum scap de mat negrului? Mersi. Cum scap de mat? De matul albului. Adică?
Negru la mutare trebuie să scap de matul albul. Nu știu. Luca? Sofi, pe tine te sar acest mic exercițiu, că încă ești neîncălzit. Alesia? Deci, încă o dată, să zicem că fac o mutare de genul habata mea. Așa, dama ba. Îți dau mat în două mutări, da? Nebun G7, tu G7, dama G7. Ca să înțelegeți cu ce vă confruntați. Robert, zi. Turn G4. Și la, să zicem... Domnul, asta mai să zic eu. Turnia pe G4. Și bacul dau. Și asta nu, 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 stai un pic. Deci turn G4, turn G4, da, dama G4, nebun G7 și așa. Nu, cel mai bine e când joci turn G4, exact ce zice Mario, e mat jos la E1. Merge. Dar și a ta ar merge. Ia stai să ne uităm un pic. E posibil să fie bună și a ta. Deci să zicem, deci turn G4, turn G4. A, nu. Ba da, tot scap. Nebun G7, turn G7, damă H6, turn H7, n-ai. Da, nu, că ai damă G8. Ai damă G8. Deci, încă o dată, nebun G7, turn G7, damă H6, nu damă P8, că ai damă G8. Deci, e posibil, e asta, dar e... Dar ai mat. Ai mat, într-adevăr. Deci, ce mai dulce decât matul, nu? Dar o luăm de bună, că și a ta a fost neapomenit de bună. Suntem cu negru la mutare, deci albul ne amenință aici pur și simplu damă HC. Damă H8 și damă P6, deci damă H8, rege E7, damă P6 și îți iau nebunul din P7. Cum te aperi? A, de fapt, damă ia pe P7, că există un pion la C7, eu nici nu văzuse pionul ăsta. Deci, practic, albul amenință, da, mă ia pe F7, mat. Cum scăpați de mat, Mihai? C7, în primul rând, este câmpul pe care stă acest pion înverzit. Tu zici, cred că turn D7. Turn D7. Nu am mat, zici tu? Damă H8. Damă ia pe E5. Ia stai un pic. Damă pe 6, da. Și la rege pe 8, tur H1. Mai departe. Ești mat. Doar că trebuie puțin sânge rece, într-adevăr. Aș fi avut și cu damă E5 și damă H8 remiză. Dar nu, ești mat cu tot ăsta, cum îi spune. Nu, practic, hai să ne uităm un pic și să observăm următorul lucru. Că eu cu negru, de fapt, am o tură și un nebun în plus. Într-adevăr, deci fără turn de 7, care e o prostie. Și îmi pot permite să îi dau, să zicem, un nebun, numai ca să încerc să scap cu acest rege. Bang, bang, bang. Și atunci joc pur și simplu turn de 2-7. Și, de exemplu, la rege G1, pur și simplu fug. Ura și la gara. Zi tu, Mario, dacă mai vezi ceva. Deci, tur pe 7 sau damă pe 7, indiferent cu ce bați, rege de 8, rege C8, la revedere. De acord, Andrei? Bă! Suntem cu albul.
Sofie, te-ai încălzit? Apropo, unde pleci în tabără? La munte sau la mare? Deci la munte. E, într-un fel e și logic, pentru că din bronzul tău se vede clar că ai fost la mare și trebuie să vezi și muntele anul acesta, că altfel nu se poate. Cum scăpăm de matul negrului? Mihai, tu ești piatra noastră de încercare. Cu tine începem primul. Poftim? Albu să scape de mat și practic să salveze partida. Albu pentru are două dame. Are două dame, dar de bine scoate remiza aici. Pentru că, atenție, deci încă o dată să zicem că joci turn G1, îți dă mat. Made. Deci încă o dată, turnul din G2 este legat, degeaba ai tu două dame, că tu trebuie neapărat să scapi. Damă G8, nu? Și la rege H6? Damă C8? Damă ia pe G2. Păi nu, nu, eu jucai rege H6, nu jucai rege ia pe G8. Rege G5. Păi de ce nu dai tu șacă la H8? Păi damă H8 din prima. Din prima, așa te vreau, foarte bine. Deci, damă G8, mă lași pe mine să ies și să fac ceva pe cele două dame ale tale. Deci, în schimb, într-adevăr, foarte bine, Mario. Damă H8, ești forțat, practic, să-l bați. Și acum, după acest damă C8, deci, practic, eu dau o damă aici numai și numai pentru a câștiga un tempo. Și după rege H7 să am la dispoziție acest damă H3, care mie să îmi apere acest turn. Dar să știți că aici, practic, după turnea pe G2 este remis. Pentru că după damă ia pe G2, îți dau șac. Și nu poți rege G1, că am damă de 4, șac și tur. Vedeți? Deci, practic, eu trebuie să-ți bag damă în față, dar el iar îmi dă șac. Din nou, rege G1, damă de 4. Și se repetă poziția, da? Deci, șac, 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 până la șacul etern. Ce? Bun, acum vreau să discutăm în partea a doua a lecției, deci asta cu un fel de încălzire, ca să spun. Ce? Nu înțeleg ce vrei să spui. Stai un pic că mă dai pe spate, adică tu găsiști și altceva aici. Deci încă o dată, damă H8, stați așa. Rege H8, damă C8, rege H7, damă H3, turn G2, damă G2. De la început? A, tu găsești altă variantă pentru alb în care tu să câștigi sau ce? Da. Ia. Deci rege H7, mai departe. Mai. A, prima mutare, vrei să spui. Da, ia să te văd. Care pion? Damă pe C6. Damă ia pe C6. Da. Șah. Niciun E. Și damă de 4. Nu. Deci lasă bătutul cu pionului. Bă, nu poți să bați. Da, pierzi. Bun. Stai un pic. Nu e nimic. Deci, pentru astăzi, vorbim despre scoaterea calului la E2 sau la D2. Adică, acel cal de la G1, eu v-am învățat pe dumneavoastră că trebuie să-l scoateți de obicei la P3, iar acel cal de la B1, de obicei, îl scoateți la C3. Deci calul de la G1 la P3, calul de la B1 la C3. Exact la fel este bine cu negru. Calul de la G8 la P6, calul de la B8 la C6. Să știți că în niciun caz asta nu este o regulă generală. Există deschideri în care, de exemplu, calul de la B1 se scoate la D2. Și ne poate explica foarte bine Mario, de exemplu, în sistemul londonez, calul de la B1 se scoate la D2. Da?
pentru că îți face acel vârf triunghi de pion E3, D4, C3, pionul C3 fiind, câmpul C3 fiind ocupat de pion, calul de la B1 se scoate la D2. Deci aia e o mutare bună. Dar de obicei, în deschiderile normale, pentru că ceea ce joacă Mario nu este o deschidere normală, este o deschidere de boșorogi, la care ajung și la concluzia asta, dar tot o joacă, se simte... Nu mai joci, pe interior se simțea... Că nu știu să joace strategie, da, bun. Dar... Am să vă arăt totuși pericolele scoaterii acestui cal de la G1 la E2 și acestui, sau a calului de la B1 la D2. Și începem cu această poziție simplă în care albul este la mutare. Sincer, deja albul a jucat o deschidere greșită. Deci numai uitându-vă la câte mutări a făcut albul de la începutul partidei și câte mutări a făcut negru de la începutul partidei, veți vedea că albul are mutate 1, 2, 3, 4, 5, 6 piese mutate, da? Iar negru are 7. Deci are rocadă nebun, 3 mutări de pion și 2 de cai. Asta înseamnă că pe parcursul acestei deschideri, acest pion a fost mutat de la D2 la D4 prin 2 mutări, D3 și pe urmă D4. Altă explicație nu-mi găsesc. Deci albul este la mutare, practic negru aici este ca și cum ar fi început partida el fiind primul la mutare. Și aici albul joacă acest cale 2, care este o mutare foarte, foarte îndoielnică. De ce? Ești într-un fel cu regele încă în centru tablei, da? La prima vedere zici, mamă, păi da, dar am un centru foarte frumos, am un plug de zăpadă și eu efectiv doresc să mi-l conserv și pe urmă după cal G3 nebun de 3 fac rocadă mică și toate sunt bune și frumoase în viața mea cu alb. Vreau să țineți minte un lucru. Deci acest cale 2 în acest moment, și vreau să-l întreb pe Mario, care este cel mai înaintat dintre noi și vrem să profităm cât mai mult de experiența lui. Mario, ce ai jucat cu negru în acest moment? Deci albul ți joacă ție cale 2. Ce ai jucat cu negru aici? Din punct de vedere strategic, fără să-mi explici niciun fel de calcul al variantelor, că pe urmă vi-l arăt eu, dar eu vreau ca tu să-mi dai o idee, o mutare la care tu te uiți, de obicei. Foarte bine. Observați ce înseamnă un jucător cu multe ore de antrenament în spate, cu concursuri jucate, deci practic el zice așa, cu acest D5 arunc în aer centru. Deci, încă o dată, ca fapt divers, acest cale 2, de ce este o mutare îndoielnică? Pentru că tu ai regele în centru tablei și centrul tău poate sări în aer. Deci, tu dacă ești băiat deștept cu albul, aici joci tu D5 și închizi cât mai mult posibil centru. Pentru că ești în urmă cu dezvoltarea. Cale 7, pe urmă ieși, nebun de 3, cale 2 și faci... Păi nu, că întâi trebuie să dai la o parte și pe ăsta. Păi da, deci cale 7, nebun de 3, cale 8, cale 2, F5, da. M-am scos. Da? Deci acest... Dar e mai bună acum. Da, păi eu ce zic? Păi da. Acest cale 2 îi permite negrului pur și simplu să arunce centru albului în aer. Și să vedem cum continuă această partidă, pentru că există 3 posibilități. În partidă, practic, albul evită orice fel de schimb aici și joacă nebun G5. Dar până a ne uita la acest nebun G5, să ne uităm la capturi. Că putem lua în considerare când jucăm D5, atât cu albul cât și cu negru, noi trebuie să ne uităm la eventualele continuări posibile. După aceste D5, calea pe D5, nebunul este atacat, deci încă o mutare cu tempo, nebun F2 și din nou schimb, cel puțin aici te cam pomenești CD4 cea mai bună mutare cu un isolan și regele exact și turnul și stai groasnic, deci stai groasnic cu albul. Nici nu știu că eu am deja la dispoziție cale 3. Dacă joci D5, care pare mai promisătoare la adică, după cale 5 totuși și să zicem cal G3,
că trebuie să scoți și pe ăsta afară, tot îți bag. Deci încerc să profiți la maxim de faptul că regele tău încă este în centru tablei. Și după cal de 5, să zicem, nebun de 4, pe 5, acest cal nu mai poate închide eventual nicio linie E și nu știu unde te retragi cu el, pentru că voi juca pe urmă turneu 8. Deci din nou este o poziție în care calculatorul zice că negrul are avantaj. De aceea în partidă, după multă gândire, albul joacă nebun G5. Urmează turneu 8 și bate. Bate și bate. Bate, schimburi, schimburi, schimburi. Pe cine ajută aceste schimburi? Pe normal. Deci dama este pe un câmp unde nu poate fi atacată. Se atacă. Dama 5, D5, cal de 4. Poziți? Ce? Ce cal? Da. Da, joacă cal C3 și după dama pe 6, cal E4, nu. Nebune 7, cal A4, o albul trage și el până la urmă. Șah, cal C3 și pe 5. Și vedeți cum încet, încet poziția... Nu, dama B6 la loc. Nebun B4 ziceai tu... Turn C1. Sau dama... Nu, turn C1, chiar dacă stau un pion. Cal A4, dama D6, stați să vedeți cum continuă partida. Și în momentul când ăsta împinge cu E4, se duce totul în aer. Deci după F4 urmează un șac. Observați ce înseamnă rege în centru tablei. Este Mihai? Da. Știi de ce te întrebe? O zic că te uiți în jos. La ce te uiți în jos? Ai telefon acolo sau ce? Bun. Nu, că tu practic și după dama G3, rege pe 1, ți-l pași și pe ăsta și poziția ta e în copac. Nebunea pe E4, turnea pe E4. Ca să am la dispoziție acest nebun H3 șah. Și turnul ăsta să vină cu forță. Dama H3, vă prezint așa ca fabulos. Dama E3, dama ia pe E4, deci practic în acest moment negru are atac la liber. N-am sacrificat nimic, ba chiar am și un pion în plus. Și atacul meu continuă. Și albul cedează. Bun, suntem cu alb. Luca, funcție de ceea ce ai învățat până acum, ce ai jucat cu albul ăla? Adică ideea care ai învățat-o până acum. Deci, ți-ai pus regele la adăpost? Da. Are adversarul negru un centru foarte frumos, cel puțin din punctul de vedere al esteticului. Deci negru, albul, nu albul, negru. Negru are plug de zăpadă tot, dar pentru acest lucru, pentru că și-a făcut plugul de zăpadă, are doi nebuni frumoși, unul la E6 și unul la D6, a rămas cu regele în centru tablei. Când regele este în centru tablei, ce trebuie să... De fapt, stați un pic, cine este la mutare aici? Albul, da. Ce joci cu albul aici? Deci rege în centrul tablei trebuie să sune ca un clopoțel în căpușorul tău. Ce trebuie să faci? Cum să fie centru? Închis sau deschis? Deschis. Corect, deschide centru. Aruncă centrul albul negrului în aer. Ca și în exemplu anterior. Deschide centru. Asta înseamnă încearcă să schimbi cât mai mulți pion de ai tăi și ai adversarului pentru a obține pion. Pion? Ce pion? Ăsta, D3, D4, nu? Da. Foarte bine. Asta este mutarea care îți asigură ție schimburi cât mai masive de pioni în centru. În partidă a jucat cal de 7.
Deci, încă o dată, ca să înțelegeți un lucru, dacă doriți, vi le și arăt, deși, deci orice bătaie aici, indiferent că bați E4, să vin cu acest cal E4, indiferent că bați la D4, să vin cu celălalt cal la D4, toate pozițiile acestea duc la avantaj pentru alb. De aceea, în partidă, negru joacă cal D7 și vedem încă o dată un exemplu clar în care negru, pentru a susține plugul de zăpadă, a jucat F6 și C6, dar și-a luat câmpurile de dezvoltare normale pentru caii negri și de aceea acești cai negri trebuie să dezvolte unul la D7, unul la E7. Continuă Luca, ia să vedem cum continuă. Zbang! Batem, da? Și în partida a bătut cu C-ul. Ia să ne uităm aici dacă bați cu cal. Ce s-ar fi întâmplat? Cal C4. Și după nebun C4 îl arunc și pe ăsta în aer. Deci observați ce înseamnă rege prins în centru tablei după ce acest centru este deschis ca o conservă de pești. Nebun G5 și aici joci damă B8, cea mai bună mutare, damă E2, pici sub atac. Rocadă mică și tundea E1. Dar revenind la partidă, sunt multe variante aici. Partida a bătut cu piul. Poți să bași și cu nebunul, dar la nebun de 5 ce mi-ați propune, Mario? Ce juca la nebunia pe de 5? Cu expansiune, cu temp. Știu. Zi. Pion C4. Corect. Foarte bine. Pion C4 și după nebun pe 7, cale 4. Și te reverși așa ca o mare peste adversar care... Deci, scuze, ia uite ce copii. Nu e nimic, nu că se reia imediat. Apăsai pe un pătrat care nu trebuia apăsat. De unde? Le făcurăm pe ultimele 4 întâi. Ce doamne? E ok, acum îl închisei. Câte nasul? Și 20. Mai e o groază de timp. Deci, încă o dată, D4, mutarea foarte bună propusă de către Luca, cal de 7 și am bătut. Și a bătut cu pionul. A urmat. Bang! Și bang! Apropo, uitați-vă, în acest moment, dacă stați și vă uitați la prima vedere așa și ziceți, băi, ce plug de zăpadă foarte impozant are negru aici, pur și simplu pentru a sublinia slăbiciunea acestui plug de zăpadă, trebuie ca el să fie, să-l forțez să mute unul dintre cei doi pioni în față. De obicei acest pion de la D5, pentru ca acest câmp de la E4 să devină foarte valabil pentru calul tău din D2. De aceea albul joacă foarte puternic aici C4. Și partida a bătut. Normal, cea mai bună mutare aici ar fi fost H6, asta e culmea, pentru a interzice cal G5. La C4? A? La DC4? Cal E4. Și după nebun C7, cal G5. Deci nu mă mai interesează pionul acela. Și după nebun P5, dam un H5. Și aici, în partidă, a jucat G6, dar nici nebun G6 nu te duce la mare brânză, pentru că la nebun G6, pur și simplu, joc damă la loc, damă E2. Și stai foarte prost aici, am cale 6. Observ? Da? Plus că dacă v-aș juca, dar joc direct cale 6, nu cred că îți bala C4 cu șah, ca să-mi iau... Deci a jucat pion G6, dar după damă H6, regele a rămas arestat în centru tablei. Și după cal C6, damă G7, tur pe 8, începe măcel. Și practic aici asta cred că s-o fi săturat și a cedat. Bun. Sophie. Ești cu negru. Un ultim exercițiu pentru tine, Sophie.
este apărarea franceză jucată dezastros de către ambii jucători. Deci E4, E6, D4, D5, cal D2, varianta Taraș. Deci, atenție, varianta Taraș. Foarte bun, da? Dar aici, tu cu negru trebuie să joci C5. Este Andrei, că tu ești marele jucător de franceză. Este varianta corectă. Cal C6 este o stupizenie în franceză până nu împingi C5. Cal C6 pur și simplu. Și aici ăsta pur și simplu, dacă era băiat deștept, juca cal pe 3, dar el joacă cal F2. Sofie, în spiritul a ceea ce ai învățat până acum și a exemplelor anterioare, ce ai jucat cu negru aici? Nu te uita la vreun câștig ceva, eu vreau ca să-mi spui mie așa pur și simplu o mutare pe care tu să o propui, eu să fiu de acord cu ea și tu să-ți rezolvi, de exemplu, problema nebunului din cer. Această problemă care este în permanență o mare problemă a negrului în francez. E5. Foarte bine. De la E6 la E5. Felicitări! Asta e mutarea cea mai bună la ori, pentru obținerea egalității. Nu pentru că tu ești cu negru aici. Deci tu ai jucat o mutare dubioasă cal C6, dar el a jucat o mutare proastă, cal F3. Cale 2. Dacă ar fi jucat cal F3, mai era posibilă această înaintare? Nu, pentru că aș fi avut un cal la F3. De aceea, tot timpul țineți minte, dezvoltarea calului de la G1 se face de obicei la F3, iar calului din B1 la C3. Și acum, în încheiere, vă mai arăt două exemple simpatici. Doar simpatici, atâta tot. Ca să înțelegeți ce înseamnă, de exemplu, amețeala succesului. Partidă de mari maestri. La negru este Alexandru Kotov. Și aici Kotov este cu negru, este și la mutare și ce, Doamne iartă-mă, când te uiți la poziția asta, zici, și Kotov era și enervat aici. Și bă, ce naiba nu mai cedează asta? Are un avantaj material imens. Are o damă și un turn pe trei piese ușoare, asta înseamnă că are un turn în plus. Și ca să se termine odată, ăla, adversarul, era și scrie acolo, scrisese 0-1, știi, numai și numai, așa? Și Kotov, ca să termine mai repede, joacă turnea pe F7, ceea ce e o gafă. Imediat ăla șterge și își notează mutarea și o face, poa, pe tablă. Ce mută aici albul și câștigă? Nu, n-apar de lui. Zi ales. Observați cum Mario și Andrei imediat au văzut. Nebun de 8-7. La revedere. S-a terminat jucăria. Deci de la 0-1 a devenit 1-0. Pentru că e atac liniar, iar după calea pe F7 și dama am rămas cu un cal în plus. Modul corunde. Da? Și al doilea exemplu cu care chiar încheie în lecția de azi, din nou foarte ciudată, titlu mondial. Apropo, Mario, ție, de exemplu, ți-am arătat această diagramă acum vreo 2 ani. Cam așa. Dacă nu, sunt chiar 2 ani jumătate. Uitați de când tot îl antrenez eu pe Mario. De-aia îl antrenez așa de mult încât acum a început să mă și bată. Nu mai are pic de respect față de mine. Deci, este a nu știu câta partidă din meciul pentru titlul mondial din 1952 dintre Mihail Botvinnik și David Bronstein. Cine este? Mihail Botvinnik. Botvinnik, care era într-o situație foarte... a fost pe tot parcursul acestui meci într-o situație foarte dificilă. Tot timpul a fost condus de Bronstein cu un punct avans. Și, de exemplu, dacă această poziție de aici, în care albul este la mutare, s-ar fi terminat remiză, ceea ce este remiză, când pun calculatorul aici este 0-0-0-0, peste tot, altul ar fi fost campionul mondial. N-ar fi rămas Botvinnik campion mondial. Așa, el a terminat meciul la egalitate și pentru că exista o clauză acolo
care diferă mult față de cea din zilele noastre. La, în zilele noastre, când se termină la egalitate, se continuă cu șah rapid și părmăblit, cum a fost Magnus Carlsen cu Karjakin și cu Fabiano Caruana. Atunci era o, ca să spun așa, o clauză în care la meci egal campionul mondial și păstra titlul. Și aici, pur și simplu, David Bronstein avea un punct avans și culmea, vrea să și câștige această poziție și joacă recicidă, încercând marea cu degetul. Și pierde partida. Pentru că el se gândește așa, după rege pe 3 va juca cale 6, nu? Și după E2 va juca cal de 4, va bate acel pion și cu asta basta. Asta este referitor la faptul că în șac linia dreaptă nu este cel mai scurt drum spre un punct. Deci Botvinnik aici joacă rege G3 și albul cedează. Deci, atenție! Eu ca să ajung de la F4 la F2, zici că cel mai drum scurt, linia dreaptă. Nu! În șac poți să mergi și pe strâmbă. Pe frântă. Că tot același număr de mutări este de 2. Acum acel cale 6 nu mai are nicio importanță pentru că îți împing. Și acum joc rege F2. Și a cedat partida. Și cu ocazia asta a pierdut titlul mondial. Adică n-a reușit să câștige acel meci pentru titlul mondial și meciul s-a terminat la egalitate și Botvinnik și-a păstrat titlul mondial. Vă mulțumesc pentru vizionare.